Salutare, sunt Daniel Vinca, vă spun ca de obicei, bine ne revedem la hapul zilei. Porția ta zilnică de gând și suflet, cum spun eu așa ca un șablon mereu, pentru că de obicei astea sunt mesajele pe care vreau să le transmit pentru gândul, pentru sufletul nostru. Mai mult chiar, astăzi tema ar putea fi ceva care să sune cam așa. Gând, suflet, rădăcină. Acum câteva zile a fost la Târgu Neamț un festival medieval, are o denumire așa cu abrevieri mai greu de ținut minte, Fest Medie, Fest nu știu ce, ceva de genul ăsta, un festival medieval foarte interesant, sub zidurile cetății Neamțului, sub zidurile apărate de pleși, nu? Împotriva mercenarilor lui Sobieschi, la vremea aia, așa am învățat noi la română, pleșii noștri, luptătorii, străbunicii noștri au arătat că au și gând și suflet pentru că au rădăcini. Luând novela pe care am studiat-o cu toții la școală, ne aducem aminte că aparent ei luptau la imposibil, cei mâna în luptă. Rădăcina. Faptul că lor li se părea absolut normal ca pe pământul lor, în treaba lor, în comunitate, în cetatea lor, să nu calce în ciudă, în dușmănie, picior de dușman, de vrăjmaș. Ne mai aducem uneori aminte de rădăcini, alteori din grabă, din stres, din viteză, uităm. De aceea spun că ceea ce s-a făcut zilele astea în zona Pârcălabului, Ispravnicului, Daniel Harpa, și e vorba de primarul din Târgu Neamț, e un lucru bun. Și e un lucru bun de câte ori printre atâtea și atâtea probleme pe care le avem, ne aducem aminte de rădăcini. Cineva spunea odată că cei care nu au trecut nu vor avea sigur nici viitor. Și oricât am trăit în epoca modernă în care semnalul TV va ajunge inclusiv prin cablu, prin fibră, poate și prin internet în casă, vremuri în care comunicăm wireless de la distanță, până la urmă ne raportăm, pentru că de sărbători, că e Crăciun, că e Paște, ne întoarcem la rădăcini, ne întoarcem acasă, ne întoarcem la ulița copilăriei, ne întoarcem la acele sentimente care ne leagă de oameni, de oameni dragi și, atenție, de oameni pe care ne bazăm. Indiferent câți prieteni aveți, veți observa că la un moment mai trist, mai de necaz, acolo, nu știu, lângă patul spitalului, lângă patul de suferință, nu vor fi mulți în jurul dumneavoastră, nu vor fi cei cu care vă întâlniți la chefuri, nu. Stați liniștiți, vor fi câteva persoane apropiate, în general rude. Vor fi rădăcinile care ne leagă de familie, de o zonă, de suflet și de gând. Deci e nevoie de rădăcini? Vă puteți întreba singur dumneavoastră și vă puteți răspunde în același chip. Cert este că, reîntorcându-mă la festivalul medieval de la Târgu Neamț, unde putem discuta, au fost chestiuni colosale, poate au fost mici imperfecțiuni care unora le-au sărit în ochi. Ideea în sine e foarte bine și de aceea autoritățile din zonă merită felicitate. Merită felicitați târgnemțenii care au rezonat extraordinar la această acțiune. E o acțiune care le trezește ceva, le stârnește ceva și aici și aici. Asta înseamnă să știi să atinzi o coardă ca organizator de acțiuni, o coardă sensibilă, o coardă importantă, pentru că acea coardă atinge, așa cum spuneam mai devreme, știu eu, zona de rădăcini. Sunt zone neamț încărcate de istorie, de cultură, de artă, de... Poate uneori nu știm să le punem bine în valoare și de aceea tot auzim că, domne, și cu turiștii ăștia vin mai greu, că nu știm să-i aducem. Ok. Ceea ce s-a făcut la Târgu Neamț este un pas și vorba unui amic de-al meu, domnule, eu îmi permit, îmi propun, spunea amicul meu, să schimb 1% din lume. Dacă mai găsesc 99 de nebuni, e treaba rezolvată. Așa și cu partea asta de promovare a unor istorii, a unor locuri, a unor oameni, la urma urmei. Dacă ceea ce s-a făcut la Târgu Neamț s-ar face mai des și în alte zone din Neamț și cu aceeași seriozitate, nu pe principiu hai să cheltuim banul aiurea, nu, serios, cu bun simț, cu un ban bine drămuit,
poate și turiștii ar veni mai mulți în județ și poate, așa cum ne tot promit autoritățile de N și N ani, turismul ar deveni cu adevărat un motor economic pentru zonă. De jos de la poalele cetății, din cartierul general al festivalului medieval din parc, până sus, pe turnurile, pe culmile cetății Neamțului, în aceste zile, vineri, sâmbătă, duminică, s-a auzit glas de străjer, s-a auzit râs de domniță, s-a auzit, știu eu, acea patină, care de obicei se vede, nu se auzit, dar acum s-a auzit, dar nu prăfuită, nu îmbibată de un conservatorism exagerat. Nu, o chestiune bine adusă și tradusă în timp, la nivelul anului 2014, bine șlefuită, dar și bine vândută. Vândută adică oferită publicului, pentru că dacă împachetezi prea scorțos un astfel de produs, s-ar putea să stai cu el pe tarabă, cum spunea cineva. Tot timpul trebuie găsită o punte de legătură, pe gând, suflet, rădăcină, cum spuneam mai devreme, care să-l facă pe vizitatori, pe oaspete, indiferent că e târg nemțean, nemțean sau turist, să spună, da, domnule, mi-a plăcut, face și la anul, că vreau să revin. Ei, în momentul în care se găsește un astfel de fir care devine alee, cărare bătută, ca să spun așa, înseamnă că drumurile sunt, lucrurile sunt pe un făgaș bun. Dacă vreți să fac așa o comparație, putem face un festival ok, cum a fost cel de la Târgu Neamț, sau o acțiune la care lumea se uită, trece, fumează o țigară și pleacă. Aici se vede diferența. Sau, altfel spus, ca să mai fac o comparație și mai tare, e ca la un concert al lui André Rieu. Muzică clasică de obicei, pretențioasă. Dar a știut să aduc această muzică high class în stradă. Și găsind puntea de legătură exact pe gând și suflet, a făcut, știu eu, o chestiune foarte interactivă între cei de pe scenă și cei din sală sau din stadion. Și adăugând și chestia de rădăcină, uitați-vă la concertele lui André Rieu, atunci când merge într-o altă țară, la începutul concertului cântă o piesă sau două din acea țară, chiar o piesă de muzică ușoară, o adaptează pentru orchestră. Și l-am văzut pe Rieu cântând în Brazilie, o melodie braziliană, în Argentina, în America de Nord, în alte țări europene, în Rusia. Melodii specifice acelor culturi, pentru că a vrut să bată imediat palma în ideea în care, chiar dacă eu vin de departe, vă știu cultura și vă apreciez. Apus zilei se apropie de sfârșit cu o mențiune care se întâmplă rar aici, cu niște felicitări. Felicitări plăieșilor din Târgu Neamț, felicitări ispravnicilor de acolo, pentru că de data asta au fost de ispravă. Daniel Vinca și Hapul Zilei vă spun numai bine.